Altădată mândria României, acum zimbrii, au devenit brusc o povară. Simbolul național al Moldovei, specie în pericol de dispariție în întreaga Europa, este mult prea costisitor, așa că autoritățile au decis că 105 zimbri sunt prea mulți și trebuie luate măsuri. Cei mai bătrâni și bolnavi, adică 10% dintre ei, vor fi tranquilizați și eutanasiați. Asta după ce vor fi văzuți de medicii veterinari. Întreținerea unui singur exemplar costă 1600 de euro pe an. Putem să le punem și în rană, dar acolo nu putem să izolăm exact. Sau, dacă nu se reușește, se folosește arma cu tanghizante. Dar numai la recomandarea medicului veterinar putem acționa în extragerea acestor exemplare.